Suntem în prima zi și deja, vedeți, sunt candidați la programele facultății noastre, cel puțin la științe economice și gestiunea afacerilor, dar cred că și la colegii de la alte programe sunt de asemenea candidați. Înscrierile sunt până vineri, dar atenție, vineri este zi scurtă, dacă nu mă înșel, până la ora 13, dar bine ar fi să nu o lase pe ultima zi. Ce avantaj au cei care candidați, ce studenți, poate deveni studenți la Reșița, ce beneficii se? Nu este absolut nicio diferență între a fi student la Reșița și a fi student la Cluj-Napoca. Practic, ei beneficiază de aceleași resurse, au același plan de învățământ, lucrează cu cadre didactice din Reșița, dar și din Cluj, pentru că vin de la Cluj profesori și predau la Reșița, așa cum și noi avem posibilitatea să predăm la Cluj. Pe de altă parte, dacă sunt studenți care vin din alte orașe, din alte localități, nu neapărat orașe, în Reșița beneficiază de cele mai bune condiții, avem un cămin modern, au burse atractive și multe alte posibilități de dezvoltare. Bună ziua! Păi, deocamdată așteptăm să vină studenții la înscriere. Noi suntem aici pentru suport. Ei se pot înscrie și online pe platforma noastră de admitere. Iar dacă cumva nu reușesc sau întâmpină dificultăți, noi suntem aici pentru a le oferi asistența necesară. Pot veni cu dosarul. Noi aici îl putem scana și să le încărcăm documentele direct pe platformă și sigur să le răspundem la orice alte întrebări pe care... Numele meu este Tufiș Cristian, sunt șef de lucrări în cadrul Facultății de Inginerie. Prima n-are zahăr pe loc. Vrei să pun zahăr? Nu o să pun pe seara. Nu păcate, pentru că nu poate nu mă pun. Nu cred. La ora 4 se închidă... Ivan Denisia Lidia. La ce vrei să te înscrii? Administrație publică și vreau să-mi depun dosarul și la asistență socială. De ce asistență socială? Pentru că mi se pare că pot să aplic pentru mai multe joburi. Ce Păi la asistență socială aș vrea să mă fac asistent social să lucrez cu copiii și la administrație publică ceva prin primărie, dar nu sunt încă sigură. Ce ales de aici? Da, și am zis că să nu mai merg la Timișoara, așa nu permiteam să merg acolo, așa că am zis să rămân aici și aici e o facultate bună, chiar foarte bună, mai ales acum că e cu Clujul. Stoica Ionel Andrada. Învățământul primar și preșcolar. Pentru că îmi place. Lucrez de 9 luni, prima dată. Este foarte frumos, îmi place. De ce ați ales Reșița? Nu știu. Nu, Jdioara. Am auzit multe lucruri foarte bune și am zis că de ce să nu încerc. Loredana. Marketing. O să-mi placă. Îmi place contabilitatea, marketingul. Da. Nu. De ce ales Reșița? Pentru că aici mi-e mai aproape. De la sat, dar stăm aici. Nu, nu, nu. Nu, mai bine. Nu multe. Dar sper să învăț cât mai multe, să mă ajute pe viitor și să am cât mai multe oportunități din...
dată, dacă mai greșești ceva. Cine o scadă? Ok. Te numești? De unde vii? Vin din Hațeg și mă numesc Cozac Daniela. De ce ai ales Reșița și ce anume vrei să... Pe științe economice, profil contabilitate și informatică de gestiune și îmi place aici, adică îmi place și facultatea în sine și am mai multe oportunități. Am vizitat odată și mi-a plăcut. Și te aștept să fie? Mă aștept să fie super ok, adică na, eu ce-mi propun aia reușesc să fac și sper să fie ok, să-mi găsesc prieteni, să fie foarte bine. Ai filmat frumosul ăsta? Ăsta zis că o admite. Media de licență, tot așa înveți, tot așa, adică, nu?